Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, după filmele cu atâta teorie ce v-am prezentat, unii au băgat în seama, alții nu, nu prea contează. Important este că eu am pus în practică cele ce am spus în filmele respective. Și care este problema? Acum are ceva practic, ceea ce v-am arătat în filmele respective și v-am spus că în acest moment este nevoie de tratament de contact, dar nu acum în iulie, ci chiar din iunie, din mai. Depinde, mai ales începătorii care nu prea scot miere, ar fi fost indicat să trateze albinele în continuu. Dar ce vreau eu să vă arăt? După ce am tratat albinele și am pierdut anul trecut cele 50 de familii, am reușit prin anumite mijloace, cu ajutorul unor oameni, să fac și eu rost de câteva familii de albine și am zis că voi face cu totul altceva față de ce făceam până acum. După ce am citit enumerate cărți, am făcut eu o idee cam cum ar trebui să cresc albinele acestea, să le îngrijesc, în afară de cele tratamente care trebuie făcute. Deci eu de 2 luni de zile am în stup, de din momentul în care am primit familiile, am băgat benzi de varostop pentru a elimina varoa, fiindcă se spune că la 2 tratamente se elimină cam 98% din varoa. Acest lucru nu putem vedea în această dată decât prin cantitatea de albine care o avem în familie. Puietul sănătos, să nu vedem un păduche pe albine, să nu găsim niciun păduche vizibil, să nu vedem pe albine. Acesta este în avantajul nostru. Nu neapărat că n-ar exista păduchi niciunul, dar e un diagnostic care îți dă de înțeles că e foarte puțin infectată familia de albine. Acum o trece la o familie care am primit-o de la Eduard Rotaru și mulțumesc încă o dată pe această cale. Eu am ținut sub tratament familiile și am să vă arăt ce am să lucrez. Ceea ce trebuie să vă mai precizez este că de anul acesta eu prefer patul cald din anumite motive din care așa am decis eu că patul cald este foarte benefic pentru zona mea aici unde mă aflu eu. Mai ales că nopțile deja sunt destul de rece la mine fiind pe 15 iulie. Ce mai trebuie înțeles este că în țările din partea nordică nu au fost albine din cauza iernilor. Cineva spunea că au albine sălbatice. Nu a existat albine sălbatice, sunt doar albine întreținute în lăzi. Și de atunci a apărut albina melifera în țările respective mai nordice, unde pot supraviețui datorită îngrijirii omului. Nu în niciun caz în sălbăticie. Bine, asta prea puțin contează. Contează că eu deja am început niște pregătiri pentru a intra în iarnă cu ele cât mai puternice, dar voi vedea la momentul respectiv ce se întâmplă. Până atunci vă voi arăta că au fost sub tratament cu varostop și acum trec pe un tratament pe bază de timoș și mentă, bineînțeles, tot produse destinate albinelor, care se numește astfel EcoStop. Am decis prin ce am citit eu prin prospecte că acesta ar fi indicat pentru familiile mele care au fost tratate până la ora actuală în continuu. Acest tratament este mai puțin invaziv asupra albinei față de varachete, dar cei care n-ați făcut tratamente până la ora aceasta recomand să faceți tratamentele clasice, fiindcă acesta este doar pentru a ține în frâu varoa, în niciun caz să tratați albine infectate, să vă cadă
păduci cu carul din stup, dar asta decide fiecare cum consideră. E bine, dacă tot vreți să folosiți ceva în plus, acest tratament puteți să-l folosiți după ce faceți tratamentele cu barachet sau cu ce doriți dumneavoastră. Eu așa am decis. O să vă arăt familia de albine la care o să umblu la data respectivă.